Deși executantul a fost stabilit în luna noiembrie anului 2014, lucrările de reabilitare a podului de la Vadopașii nu au început nici până în prezent. Responsabilii Consiliului Județean au dat tot felul de explicații în legătură cu amânarea demarării investiției, una dintre cauze fiind legată chiar de o cercetare pe care DNA ar fi făcut-o în privința documentelor care au stat la baza proiectului. Acum se invocă faptul că lucrările nu pot fi demarate în lipsa unor avize de la Ministerul Culturii. La podul de la Vadopaș se lucrează la proiectare, proiectarea este gata, încă o dată Vă spun că, știți foarte bine, este un monument istoric, se lucrează cu avizele Ministerului Culturii și în funcție de ce și cum lucrările vor începe, probabil în această primăvară, mă refer la lucrările stricte la pod, în afară de proiectare. Deputatul Cezar Preda a ținut să-i dea o replică președintelui Consiliului Județean, precizând că obiectivul ce trebuie reabilitat nu ar fi un monument istoric. Eu nu vreau să-l contrazic, pentru că e un om cu multă carte și eu mai am să mă pregătesc să ajung la nivelul cunoștințelor domniei sale, dar în general monumentul istoric îi spun că e mai lateral. Monumentul istoric este cel pe cale, cu cale, podul de cale ferată, da? Poate nu știa, dar îi spun eu. E ușor să arunci vorbele și vă întreb tot pe dumneavoastră și pe buzoieni. Au promis că în primul an, când vin la guvernare, în 2012, asta a fost și campania, că vor face podul de la Vadopași. Au trecut 4 ani. Atacul lui Cezar Preda pe marginea reabilitării podului de la Vadopași este unul neinspirat, cel puțin, având în vedere că, în urmă cu mai bine de 6 ani, deputatul buzoian, alături de ministrul transporturilor de la acea vreme, Radu Berceanu, le promiteau localnicilor că podul va fi reparat, lucru care nu s-a întâmplat. Pe de altă parte, cei care susțin acum că lucrările vor demara anul acesta nu pot preciza și când ar urma să fie finalizate. Termenul limită nu poate fi acum dat imperativ, pentru că, v-am spus, este o lucrare complexă care depinde de mai mulți factori. Toate autorizațiile se iau în funcție de Ministerul Culturii și de faza de execuție. Și vreau să fac această remarcă pentru ca cetățenii să nu fie neliniștiți. Lucrările vor începe, podul se va reabilita, pentru că tot așa erau tot felul de zvonuri în piață, că, de exemplu, maternitatea, eu știu, se va deschide la, mă refer la noua maternitate, la Paștele Cailor, că tot ne apropiem noi de Paște. După atâtea amânări și tergiversări, localnicii din Vadopași s-au săturat de promisiuni din partea autorităților. Trebuia făcut de mult. Sunt vreo câțiva ani de când tot promit că-l faci. De fiecare dată când sunt alegerile, până și primarii ne promit, dar de rezolvă nu se rezolvă nimic. Promisiunea a fost de multe ori, de fiecare dată când s-a ales alegerile de candidatură pentru primărie, pentru Călpaci, Călpaci. Cei de la Consiliul Județean spun că anul acesta ar începe lucrările. Așa s-a auzit. Și anul trecut a fost la fel. Nu sperăm, că ne-am săturat de promisiuni și de speranțe. Să fură prea mult în țara asta. Nu are cine să-l facă. Nu cred că o să-l facă vreodată. De mult a încercat să-l facă, cred că acum cu alegerile astea să facă ceva. De unde nu are să mai fac. Nu-l mai face, vedeți-vă de treabă. Vedeți, de atâta timp a ținut atâta lume care a trecut pe aici și acum... La fiecare alegeri mereu s-a propus, s-a spus că se face, că se face, nu s-a făcut nimic și nici nu cred că o să se facă în viitorul apropiat. Investiția în reabilitarea podului de la Vadopași a fost estimată la aproape 10 milioane de euro.